Bună ziua, stimați locuitori a municipiului Chișinău. Bună ziua, reprezentanți mass media. Vreau să vă mulțumesc încă o dată că ați dat curs invitației noastre. Astăzi suntem în zona circului din Chișinău. V-am invitat să prezentăm una din prioritățile noastre pentru mandatul 2023-2027. O prioritate care nu este o problemă cu care se confruntă fiecare locuitor a municipiului Chișinău, însă ține de identitatea noastră a oamenilor care locuim în municipiul Chișinău. Am spus-o. Din momentul în care am intrat în această cursă electorală, că vom veni cu o abordare complexă și, pe lângă soluții la problemele cu care se confruntă Chișinău, vom veni și cu propuneri pentru a defini, sau mai bine zis, a redefini identitatea noastră a municipiului Chișinău. Suntem aici nu întâmplător. În 2006, puterea de atunci, comuniști, socialiști, unde era și actualul primar a municipiului Chișinău încadrat, a lipsit Chișinău de unica arenă națională de fotbal. În 2006, puterea comunistă a ridicat această minge care, de fapt, poate fi redenumită monumentul impotenței noastre. S-a anunțat că în acest loc urmează a fi edificat o nouă arenă națională de fotbal. Iată că au trecut 17 ani, Chișinău rămâne în continuare unicul oraș din tot sud-estul Europei care nu are un teren de fotbal care să corespundă standardelor internaționale. Tocmai din acest considerent, în mandatul meu de primar 2023-2027, în acest loc, în zona circului din Chișinău, vom construi prima arenă națională de fotbal, un complex sportiv care să corespundă standardelor internaționale, care să corespundă standardelor FIFA, un loc care ar aduna toată lumea bună a Chișinăului. Oamenii Chișinăului merită să trăiască de rând cu locuitorii celorlalte orașe, acele emoții plăcute, acele emoții care pot fi găsite și trăite doar pe o arenă de fotbal. Trebuie să menționez că orașe precum Odessa, Vinița, Cernăuți, Suceava, Piatra Neamț au deja construite, edificate terenuri de fotbal de standard internațional. Municipiul Iași, municipiul Galați, municipiul Constanța au dat start, au început lucrările de edificare a unor asemenea obiective. Noi însă nici nu am adus în discuție. Iată de ce, imediat ce voi ajunge în fruntea primăriei municipiului Chișinău, vom lansa elaborarea documentației tehnice a studiilor de fezabilitate pentru a începe și a demara construcția. Valoarea acestui obiectiv începe de la cifra de 25 de milioane euro. Acești bani pot fi identificați din bugetul municipal, 2. De la partenerii noștri din România,
dar și de la organismele internaționale financiare. Vom folosi toate capacitățile și posibilitățile, doar că vom asigura construcția acestui obiectiv. Pentru mine este rușinos ca la un meci de fotbal a Naționalei Republicii Moldova să merg pe stadionul din Tiraspol. Și cred că acest sentiment îl trăiesc mii de locuitori ai municipiului Chișinău, dar și a Republicii Moldova. Dragii mei, vin în fața dumneavoastră cu o promisiune pe care o fac astăzi, 25 octombrie, și în 4 ani o vom realiza. Aici, în locul monumentului impotenței administrațiilor anterioare, va fi edificat un teren de fotbal de capacități de până la 25.000 de locuri de talie internațională. Chișinău își merită să-și recapite mândria și identitatea sa. Republica Moldova merită să aibă o arenă națională, la fel cum au toate celelalte orașe din regiune. Vă mulțumesc mult de atenție și vă urez o zi bună!